Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Neața. Discutăm în dimineața asta despre un caz absolut șocant. Îmi pare rău că folosesc cuvântul acesta, dar n-am adus și îi las pe oamenii care ascultă să folosească propriul atribut. O să fac aici o mică paranteză ca de obicei. Stai puțin. Da. Da. Mă, tu ești gazetar, știi cum e, ești gazetar de modă veche, ești gazetar care a învățat gazetărie pe vremea în care erai, adică ți se explica faptul că trebuie să te ferești de cuvinte mari. Că dacă spui dezastrul alb a lovit din nou în condițiile în care este o ninsoare de 5 cm, ce o să mai spui când o să ningă de 10 cm? Și când zici corect, șocant, da, bun, ok, asta e șocant, dar ce o să faci când o să fie chiar o catastrofă? Dar asta este o treabă care nu se mai folosește acum, când, practic, televiziunea este în breaking news non-stop. Scuză-mă, te rog. Problema subiectului, e foarte bună precizarea, Vlad, și stimați ascultători, problema acestui subiect pe care tot ezit să-l prezint, iată, dar o să vedeți de ce ezit, este faptul că dacă l-ai prezentat ca pe un lucru banal, s-ar putea, unu, să ai dreptate și, doi, să ne culcăm iarăși, după cum abia ne-am sculat de depresie. Colega mea, Simona Voicu, de la Libertatea, a descoperit, și puteți găsi astăzi Libertatea în deschidere acest subiect, că în țara cu cea mai mare mortalitate de cancer de coluterin, România, se fură banii pacientelor pentru testele Papa Nicolau. Medicii din Salaj, e vorba de 4 medici, plus o șefă de serviciu, plus întreg serviciu care știa și lua bani, sunt inculpați pentru că recoltau analizele plătite la privat, unde femeile plăteau, deși aveau dreptul la analize gratuite la stat de Papa Nicolau, și le duceau aceste analize cu sacoșa ca să le proceseze la negru la stat, în spitalul județean de urgență din Zalău. Lucrul s-a întâmplat vreme de 3 ani, rețeaua compusă din mai mulți, din mai multe cadre medicale a făcut acest lucru în cazul a 3200 de teste Papa Nicolau, deci 3200 de femei au fost furate astfel, furate în sensul următor, adică foarte concret, dar ca să explic mecanismul. Ele plăteau la clinicile private ale medicilor care lucrau și la stat și la privat 130 de lei pe fiecare recoltare în cabinetul privat, pe analiză. Mai departe, analizele respective nu erau prelucrate la privat, erau luate realmente cu sacoșa, duse la negru, adică neînregistrate, asta înseamnă la negru, neînregistrate că sunt analizate în departamentul, în secția anatomopatologică a Spitalului Județean de Urgență. Medicii respectivi dădeau 30 de lei colegilor de la spitalul public care le prelucra această analize, scuzați expresia, pe furiș, pe șest, pur și simplu, și băgau în buzunar câte 100 de lei la fiecare investigație. Sunt vreo 65.000 de euro care s-au scurs, practic așa, dinspre oamenii care aveau, dinspre femeile care aveau dreptul să facă gratis această analiză decontată și medicii respectivi. Evident, nu se socotește aici aparatura de la spitalul județean folosit, reactivii, materialele, manopera celorlalți oameni care erau angajați la spitalul public, dar făceau analize la negru la spitalul privat. Inițial, deci lucrurile erau atât de, că de asta spun, nu e de, mi-am cerut scuze pentru cuvântul șocant, în același timp simt nevoia să folosim cu toții un atribut, că nu se întâmplă așa peste tot, și evident că nu se întâmplă așa peste tot, dar totuși ceea ce au descoperit procurorii este uluitor, pentru că mecanismul nu doar că era cunoscut de către toată lumea din secția respectivă, dar era criteriul la angajare. Și nu glumesc. Era criteriul la angajare în ce sens? Dacă îți se spunea că așa se procedează, că din când în când vin niște colegi de ai noștri care au niște analize de făcut și că dacă nu acceptai sistemul ăsta, nu intrai în spital. De altminteri, așa s-a și dezvăluit sistemul și rețeaua, când cineva care a fost angajat și-a dat seama la ce este pus să facă și a refuzat, practic, să perpetueze el, cel puțin, sistemul respectiv. Când procurorii au venit și au început să facă cercetări, nu s-au grăbit, și foarte bine că nu s-au grăbit, și au avut răbdare, vreme de 2 luni, au pus camere și au înregistrat ce se petrece în laboratorul respectiv și în biroul medicului care conducea laboratorul.
și au văzut pur și simplu și cum se dau banii și cum se dau aceste analize și unde sunt depozitate ele, că erau, ele nu intrau în circuitul oficial al spitalului încă o dată, deși ei aveau dreptul sănătății respective să facă acest lucru, nu intrau în circuitul oficial, erau prelucrate pe sub mână și rezultatele le erau date apoi laboratoarelor private, care le prezentau femeilor ca și cum ele erau făcute în laboratoarele private respective. O șperțuială. Da, încă o dată, dacă ne uităm exact la condiționalități pe de o parte și la corelații pe de altă parte, deci unul, condiționalitățile sunt așa, practic îi obligi, ajungi, corupția ajunge să corupă totul în jur, o dată, doi, și doi, efectele sunt îngrozitoare pentru că statistica arată că aceste analize la negru, din care banii femeilor erau practic furați de această rețea, da? Că ele nu trebuiau să plătească, asta este încă o dată, e vital, nu trebuiau să plătească, ajunseseră de două ori mai multe decât analizele care erau făcute oficial de către spitalul respectiv și în județul respectiv. Vă dați seama? Ceea ce înseamnă că, stimați ascultători, la fiecare femeie care beneficia de un test Papa Nicolau pentru că avea dreptul, încă două femei care aveau dreptul, da, erau jegmănite de către această rețea. Da, e într-adevăr șocant subiectul. Am un singur comentariu de făcut aici. În condițiile în care România, așa cum ai spus și tu, are, cred că, într-adevăr, cea mai mare rată de mortalitate prin cancer de col uterin din Uniunea Europeană și una dintre cele mai mari din lume, la antipozi, în Australia, ca urmare a unui program constant urmărit de guvernul australian de ani de zile, program care presupune screening prin astfel de teste Papa Nicolau, informare și vaccinare anti-HPV. Deci Australia se estimează că va reuși să elimine total cancerul de col uterin până în 2035. Iar la noi 10 femei în fiecare zi, Vlad, și stimați ascultători, 10 femei în fiecare zi aproximativ sunt depistate cu cancer de col uterin, pentru că un astfel de sistem de corupție blochează practic accesul celor care au bani mai puțini sau care nu nimeresc la cabinetele respective private, pentru că e clar, aici e un sistem ca la vasele comunicante, ca să promovezi ideea de analiză la privat, tu blochezi sistemul public, practic, și spui, nu mai sunt bani pentru analizele de contate de la casă, da? Și atunci tu ești obligat să la privat, dar câte femei se pierd pe parcursul acestui sistem absolut îngrozitor. Da, deci este o hoție care are ca rezultat uciderea unor oameni. Mulțumesc, Cătălin Tolontan, pentru intervenție. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.